Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou challenge pe acest canal. Astăzi voi încerca challenge-ul în care îmi blochez frame-urile pe 30. Este un challenge groaznic, deci vă zic de acum, e un challenge atât de greu și atât de nasol. Așa că sper să am suportul vostru la acest challenge și vor urma și mai multe alături de Red, alături de Vovo, alături de alții. Și singuri de multe ori. Deci aștept sugestiile voastre în comentarii să-mi spuneți ce challenge-uri credeți voi că ar trebui să mai încerc. Ok, vă voi spune pe scurt, asta e a treia încercare. În prima încercare m-am aruncat în Junk Junction fără să știu că e misiune cu chest-uri sau cu kill-uri în Junk Junction. Nu-mi dau seama, dar au venit 6 oameni, m-am bătut cu aia pe acolo, nu știu ce. Dar am murit la un moment dat top 15, cred, pentru că m-a spamat unul cu grenade și mi-e destul de greu să construiesc. Al doilea meci a fost ceva mai bun. Am rămas 1v1 cu un tip, m-a bătut, aia e. N-am avut ce să-i fac ăla, era tryharder de ăla, infect. Nu știu exact dacă vor apărea failurile la început sau la sfârșit sau dacă vor apărea. Depinde de câte failuri dăm, câte failuri... E ok! Asta e un început bun. E incredibil de nașpa. Dacă nu mă credeți și credeți că exagerez, puteți să încercați și voi. Dacă aveți monitor de 144 de Hz, puneți-vă pe 30 de FPS-uri și o să vă distrați. Deci e un lag ăsta constant, frate. Tactica mea pentru acest challenge este să mă arunc cât mai departe din câte vedeți. Efectiv, nu vreau să mă bat prea mult, m-am bătut în astea două meciuri și mi-a ajuns, pot să zic că mi-a ajuns. Efectiv, mai bine stau, merg ușor cu zona. Uitați, zona e relativ aproape de noi. Mi-e destul de greu să construiesc în primul rând, pentru dacă vine unul și încearcă să-mi ia high ground-ul, de exemplu, mi-l ia fără probleme, n-am ce să-i fac. Bine, și la tras e foarte greu de urmărit. Dar am zis că na, hai să încercăm, să vedem dacă ne iese. Următoarea chestie pe care vreau să încerc e să câștig un match cu 0 kill-uri. Ăla o să fie la fel de greu, poate chiar mai greu decât asta cu 30 de FPS. Acolo măcar o să am FPS, măcar atât. Am mai pregătit un challenge destul de interesant pe care îl voi face alături de Red. Probabil îl voi filma tot azi. Nu vreau să vă zic despre ce e, pentru că e o surpriză. Oricum, azi îl filmez, apare peste câteva zile, probabil, e ok. Da, să zici. Avem două variante, ori verificăm dacă a fost cineva în tomato, ori luăm tot brick-ul ăsta de aici. Nu știu, sunt tentat să stau să iau brick-ul, dar sincer, aș vrea să mă și bat. Să nu ziceți că doar campez. Uite, avem și prima noastră victimă aici. Salut, frate. Care e viața? Știți care e faza că la 1v1 cât de cât a zice că mă pot descurca. Gen, 1v1-urile nu sunt chiar atât de rele. Da? Problema e când vin mai mulți. Deci când mă spamează din două direcții, să zic. Pentru că mi-e foarte greu să mă întorc. Mi se pare că am foarte mare lag și de-aia. În plus, nu știu exact cum o se vadă pe filmare. Îmi pare rău, vă zic de acum că îmi pare rău pentru calitatea video pe care o va avea acest challenge. Vă dați seama că n-are cum se vadă în 60 FPS dacă eu am 30, da? Na, măcar să fie obținut, ce să zic. Ok. Vom merge cu un play îndrăzneț aici. Vom da push cuiva. Zic îndrăzneț pentru că e destul de greu să faci chestia asta.
Yes! Fuck, yes! N-am putut să-l bat. Dar e ok. E ok. Yes, mă băiți. Nu s-a terminat aventura noastră. Mamă, mă gândeam deja, ba, fiți atenți că am murit. Iar, bă, iar. Iar o iau de la capăt. Iar fac intro, iar încerc să... Pana. Încercăm așa. Am încercat și cu pump-uri, am încercat și cu heavy-uri. Am încercat... What the fuck? Ok, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Deci e chiar un challenge, frate, să faci chestia asta. Asta e un challenge în adevăratul sens al cuvântului. E un challenge de challenge. Frate, cine reușește să joace așa, să câștige așa, are tot respectul. Deci cine reușește să câștige așa meci, e forță. Nici Turbo Building nu merge, ia să nu. Am înțeles. Vom sta în turn, vom examina. Mamă, tocmai mi-a venit un challenge în cap. Să... Deci eu în momentul ăsta am OBS-ul pe televizor, cum ar fi pe al doilea monitor, da? Mă gândeam să fac un challenge în care să mă joc uitându-mă la ecranul secundar. Gen, să nu mă uit la ecranul principal unde pe unde merg și așa la joc, să mă uit în OBS. Ar fi și ăsta un challenge mișto, dar trebuie să văd cum mă filmez, să vedeți că fac chestia asta. O secundă. Yes! L-am făcut și făcut. Avem și scarul care s-ar putea să ne ajute mai mult decât arul normal. Și că cel puțin are damage mai mare. Ok, au murit doi oameni, suntem 1v1. Wow! 1v1, let's fucking go! Ok, mergem spre zonă, o jucăm atât de cât de safe se poate. Nu se poate mai safe decât acum. Hai, spune că ești un bush sau ceva. Hai, frate. Foarte. Let's go! Woo! Yes, bă! Na, poftim. Poftim. Ce poți să vrei mai mult? Da, mă băiți, cam ăsta a fost și challenge-ul. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să dați și voi un like dacă v-a plăcut acest episod. Să îmi dați în comentarii sugestiile voastre cu ce challenge-uri credeți că ar trebui să fac mai departe. Am făcut challenge-ul ăsta din 3 încercări. O să pun și celelalte 2 failuri la sfârșit să vedeți așa momente din ele, să vedeți cum a fost. M-am chinuit, deci chiar m-am chinuit. Așa că vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne auzim data viitoare. Salut!